Ne-am întors în direct. Poliția Capitalei este în alertă în acest weekend prelungit de Rusalii. Oamenii legii au desfășurat controle de amploare pentru a preveni și combate încălcarea legii. Șoferii au fost controlați pentru deținere de arme sau consumul de droguri sau alcool la volan. Acțiunile poliției vor continua pentru ca bucureștenii să fie în siguranță cu ocazia sărbătorii de Rusalii. Echipele de intervenție din București sunt gata să acționeze pentru a menține ordinea și siguranța publică. Conducerea Poliției Capitalei a dispus suplimentarea efectivelor care acționează și intensificarea activităților desfășurate, astfel încât locuitorii Capitalei să poată petrece în siguranță această mini-vacanță de Rusalii. Acțiunile preventive se axează pe locurile aglomerate, precum lăcașurile de cult, cu ocazia sărbătorii religioase. La operațiunile din weekendul prelungit de Rusalii iau parte polițiști de ordine publică, investigații criminale, luptători de intervenție rapidă și echipaje canine. Colegii mei de la Brigada Rutieră București, în tot acest weekend prelungit, vor desfășura acțiuni pentru siguranță și fluidizarea traficului rutier.